cum... Dar n-am înțeles ce a zis Patrick, ce au înțeles ei doi? Crede că i-a lăsat ușa de am la doi au înțeles, da, am înțeles că... Eu am spus că nu aș putea să fiu împotriva lui Robert niciodată, nu aș... Adică vom dar interacționa nu normal, asta, dar m-am gândit foarte mult și nu-mi doresc să... Că probabilitatea ca eu să pot trece peste chestia asta mă, și cumva să calc peste... Peste principiile tale? Principii, da. Denuța, poți să mergi, te rog, până în casa fetelor să vorbesc cu Larisa. Nu-mi doresc să-l țin agățat cum ar veni din mine. Îmi doresc să facă tot ce vine natural. Vorbim de lup și lup până la ușă. Așteptai la ușă. Bună, fetelor, încă o dată. De ce nu mai lua pe mine la dans? N-am știut. De ce? N-ai știut? Să iau pe Giulia, dar Giulie nouă aici în casă, rămânea singură. Am făcut-o... Ai luat-o doar pentru că rămânea singură? Ce mai luat la dans? Eu i-am vrea să te iau din bun simț pentru că ai venit foarte nouă în casă. Și mi s-a părut un gest frumos din partea mea. Da, să vezi ce gestul. Mamă, ești lider, Doamne! Poți să mă așez aici un pic? Da. Da. Ia, ce vrei? De ce ai venit? Ce ședință faceți aici așa? De ce te interesează pe tine? Lămuream situația din pe conexiune. Dacă am venit aici, înseamnă că mă interesează. Nu mă interesează să fac de vorbă cu tine. De ce? Așa. Cu ce scop ai venit? Ea mă include? Ai zis că nu vrei să stai de vorbă cu mine. Bine, pa! Bună, mă, lumea! Vrei să discutăm un pic la Larisa? Vreau să merg în casa băieților. Nu, mamă, nici n-am întrebat. Te duci tu? Deci, bravo. Dacă până acum eram așa, acum sunt... Bă, sincer, te felicit. Mi-ar plăcea să simt și așa focul așa... Nici eu nu simțeam. Vezi că eu nu dorm acum și tu dormi, ce faci? Nu știu, eu nu ascultam pe niciunul. Asta e rolul meu. Eu dădeam din cap. Asta e rolul meu, ce faci? N-ai dormit aseară? Da. Nu. Aiurea? Nu prea. Ți-a plăcut dansul cu Virginia? Nu e bine deloc. Da. Ai pupat-o? A fost primul. M-a și pupat. Mai da pe mine de gol? Și eu te dau pe tine de gol. M-a demascat. Dacă nu era el copil băgăcios. Bă, nu e bine deloc, vere, Robi. Că n-am mai simțit niciodată și nu știu cum să gestionez situația asta, ești nebun? Ce, să o iei ușor. Nu te arunca cu vorbe. Nu te arunca cu vorbe, crede-mă că eu m-am aruncat. Vorbele nu sunt bune, că și eu m-am aruncat. Eu îți dau un sfat de la mine că cred că sunt cel mai în măsură să-ți dau. Mă crezi că mi s-a mai întâmplat niciodată chestia asta? Te cred. Nu, eu ți-am dat rog. Bine, ești bravo, nici n-am avut situații de genul ăsta, știi? Ăsta ți-o dat de 30 sau cât are. Calma, calma. Parcă luam foc acolo, nu putem. Auză, Patrick, Patrick, auzi ce zice omul, că parcă luam foc. Da, mă, da. Ștefania, cu alea era și era. N-ai văzut? Copii toți patru. Bă, vă potrivit să sunteți fain. Sunt super mișto. Eu nu, ți-am zis, repet, nu mi-am dorit să te pun pe tine în postura asta. Dacă ai fi fost un alt băiat, nu știu ce exemplu să-ți dau, nu vreau să mai dau exemple, dar dacă ai fost un altul, îți dădeam și una și, și vorbeam urât. Pretenția doar că fiind tu, am, nu știu, am păstrat deranjul pentru mine. De cum ai procedat-o când ne-ai dat una așa? Eu urât. Eu recunosc că reacționez foarte urât la supărare. Dai cu palma sau cu pumn? Cum? Nu știu cu ce vine. Nu știu să-ți spun. Să știi că nu prea am fost pusă în situații de genul ăsta. Adică, eu de obicei... Dacă n-ai fost pusă în situații, cum știi cum se reacționează? Simpla, simpla privire. Pentru că mă gândesc. Adică știu că și atunci primul impuls ar fi fost să reacționez urât, doar că m-am controlat, recunosc că m-am controlat, pentru că erai tu. Și pentru că n-am vrut să am o reacție urâtă față de tine, pentru că m-am gândit că poate nu este voluntar sau nu știu. Mă rog, trecând peste asta, îmi cer scuze. Te rog să mă ierți și sper să nu fii supărat. Altă metodă prin care să-ți transmit asta, știi că nu aveam. Da, da, data viitoare, dacă o să mai fie absolut orice te deranjează privind comportamentul meu, să spui atunci pe moment. Băi, uite, vezi că mă deranjează te că ai spus ceva. Nu mi-a plăcut ce ai spus sau nu mi-a plăcut că m-ai prins de mână. Ai dreptate. A ce părere ai de Ștefan care a dat PES? Dar motivul nu a fost că... Nu-mi place. Nu-mi place din punct de vedere fizic. Motivul a fost că tu... Că da, bine, eu am zis că a dat-o greșit. I-am zis când dansam. Dar mie mi-a zis că doar îi place doar părul. Bun, făcând abstracție de tine,
Ce ar fi dat Ștefan? Asta o să-l întreb, n-am apucat să-l întreb, dar o să-l întreb. Oricum, el, i-am zis că n-a dat-o bine. Că nu? Că n-a dat-o bine, cum a zis. Și nu, nu știu chestia asta, cum a zis, că e un pact între mine și Ștefan, doamne, nu i-am zis niciodată nimic, dacă el vrea să cunoască față... Nu e ok, dar nu poate cunoaște. Da, măi, dar suntem în casa iubirii, nu sunteți momentan în nicio relație, asta zic, e ce el, dacă vrea, poate să o cunoască, nu am pus eu... Păi și tu pui stop cunoașterii dacă el... Nu. Vă cunoașteți așa în paralel, nu? Da, nu ești chiar. Nu. Mă, acum fără Caterin, că mi se pare că Larisa s-a supărat absolut aiurea. Că, domne, măi, băieți, stați cu minți, că nu știu. Frate, noi avem alt vibe aici. Da, și trebuie să se înțeleagă că pe conexiune e greu să vorbiți. Voi, că noi deja ne jucam pentru că deja ne-a luat filmul de jucat. Dar când e conexiune, să știi că uneori ne închide doar pentru că nu se înțelege nimic de perne. Se... Mă, da, înțeleg, stai, înțeleg chestia asta, dar noi... Da. Noi... Dar noi vorbeam aici și zburau perne deasupra capului meu. Pentru că ăsta au început. Păi nu, eu am început, bă, bă, de zburau ce ești năsăbuit? Nu m-aș așa să început. Ăsta au început. Auzi, fă, că eu am început. Ăsta și cu Ștefan. Eu? După aia au dat în mine bă, și m-am apărat, frate. Bă, mi-a dat una direct în față de... Frate, mi-a dat de m-ați rupt aici amândoi, vrei să te... Băi, deci eu m-am apărat. Păi tu mi-ai dat în mine, de ce? Că nu ți-am dat în tine. Așa e, așa e. Erai prea pâine, așa, nu știu. Erai acolo. Mi-era ciudă că erai prea pâine băgat. Era miezul, da. Mamă, dar ceva biciui, Larisa, zic că era profesoară din aia. Da, nu mi-a plăcut, sincer. Nici mie. Măi, gata! Adică noi râdeam ca oamenii normali și a domnii, un vorbiscu! Da, taie da, bine, acolo. Pă bune? Da, da, adică, taie. Adică noi ne-am întors cu spatele, ce crezi? Taie direct din rădăcină. Da, reacția lui? Da, nu. Ce, care reacția? L-am luat profesoară! Da, doamna! Da, doamna! Și Giulia imediat a sărit în apărare, domne. Dar de ce vorbiți așa, că nu știu ce, că nu știu. Bă, și după a încercat că... să mă ia Giulia la mișto când eram acolo, că Halloween-ul a trecut sau ceva de genul. Adevărul e că poate am exagerat și noi un pic. M-am gândit mult, da, mult, foarte mult și nu știu dacă aș putea să. Eu nu știu dacă aș putea să vorbesc mult și prost, pentru că nu am o... Dar crezi că te-ai agit eu? Vorbește mai calm, nu m-a mai agit. Încet și mai clar, mai bine. Tu nu ai nicio vină. Nu ai nicio, nu te judecă nimeni, mai ales eu nu-mi permit să judec pe nimeni niciodată, mai ales pe tine. Doar că cred că pe viitor ar apărea discuții, aș fi, cu siguranță există foarte multe persoane care n-ar avea nicio problemă cu asta, dar așa sunt eu. Știi? Tu ai așteptările tale și pretențiile tale și cererile tale și dorințele și toleanțele tale, eu le-am pe-a mele. Eu am așteptări realiste și mereu am avut așteptări realiste de la tine, să știi. Eu cred că am venit cât se poate de sincer aici, lângă tine, să-ți spun ceea ce sunt, ceea ce vreau cu tine. Nu cred că am jucat vreun rol ca să dau bine în emisiune. Totuși mi-am pus viața pe tavă și am fost cât se poate de clar și s-a văzut că nu mi-a fost chiar și simplu. Dar eu consider că e așa ceva frumos de acolo. Voi vedeți cât de frumos a scris? Doamne, ferească-mă, Dumnezeu, bă. Da. Exagerat. Bă, extraordinar. Nu, sincer, chiar a scris foarte frumos. Auzi, îmi zice Ștefania acum. A, ăla se mai putea putea. Patrick, îmi zice Ștefania acum. Mă pupă, nu știu ce. Să știi că am uitat votul. Ce a zis? Să știi că ți-am uitat votul. Și mă pupă, iată, ceau. Bine, da. Dar cine cu cine a dansat? Că eu n-am observat. Chiar nu am stat să mă uit. Dacă te uiți așa, la noi. Fiecare cu fiecare. Tu cu Virginia, tu cu Larisa, că ai spus. Tu cu Ștefania? Tu? Cu Bianca? Așa ar fi fost normal. Da, mă, așa am dansat. Și cine? Laurențiu cu cine a dansat? Robert? Robert? Băi, cu cine Robert a dansat Laurențiu? Cu Giulia, cred că. Robert cu Giulia? Robert cu Giulia, hai că dansăm așa la mișto. Ok. Cu Giulia. Ce-a Robert cu Giulia. Băi, aici nu se dansează la mișto. Laurențiu cu Giulia. Și el trăgea speranță că... Dar știi ce am văzut? Că mă împingea Cosmin în continuu. Bam, bam, făceam stânga, pum, mă împingea. Da, voi v-ați jucat acolo. Eu treceam pe acolo, frate, că voiam să mă și duc. Și eu te-am oprit peste și prin acum mi-am dat seama. Păi ăsta de așa, trecut, am pins o palină, m-am pins așa. Când e vorba de dans, trec Atlanticul prin Pacific. La tine se unește mare acolo. Te-a plăcut dansul cu Robert? Da, cât am dansat. Ei, mie mi-a plăcut foarte mult dansul. Cu cine ai dansat? Cu Robi. Cu Robi. Da. A fost primul dans. La noi a fost așa. Nu mai stau să povestesc. N-am fost din prima. Prima oară m-am cunoscut cu Patrick. Uh-huh.
Și după n-a fost fie asta, n-am simțit chimia aia, nici eu, nici el atât de puternică. Și Robi, la fel, Robi m-a menționat pe mine din prima, dar văzând că eu m-am îndreptat către Patrick, automat a cunoscut și el și alte fete, dar uite că am ajuns la concluzia că na, să ne cunoaștem noi mai bine. Că aici trebuie. Da. Te văd așa, da, zâmbăreață. Nu-s de astăzi. Văd un pic că ești încântată și când îl vezi pe Patrick, să știi. Nu. Patrick mi-i drag, vrei știu să te minți? Mi-i drag că e Patrick și plus că îl cunoști atâta drag, timp. Dar se vede un pic și... o altă... Nu, nu știi care e chestia? Eu mă simt mai comod cu el. Nu mă simt ca și cum pe el, nu știu, dar eu nici nu-l cred că mă place la propriu. Mă înțelegi ce zic? Vrei de asta am tendința de a ce? Dar nu știu dacă să zic sau nu. Spune-mi ce simți tu și eu o să-ți spun tot ce simt eu și tot ce am de zis. Spune. În luna decembrie am intrat toată pe live-ul tău. Așa. Eu nu eram aici, bineînțeles. Ți-am dat un comentariu cu numele meu și am scris să nu uiți numele meu. Tu nu mai ții minte, e clar. Și pe live ai zis, mi-ai citit numele și ai zis, să nu uiți numele meu. Oare ce înseamnă asta? Și uite că m-a ajuns aici.